unde să-i găsesc eu pe haidrucii noștri, decât prin păduri, au și pistoale, dar până la urmă îi trebuie să fiu la fel. M-am jurat pe viața mea să nu mai fiu slugă, de destul m-a oropsit morierii la urmă. Și toate pădurile din Buzău, dragi prieteni, să-i găsesc pe cei trei haiduci pe care dumneavoastră iubiți foarte mult și care alcătuiesc una dintre cele mai de succes trupe din lumea muzicală românească. Vorbim despre Nemuritorii. V-am găsit până la urmă aici la Han. Deci bine ați venit. M-ați așteptat cu pistoalele. Nu, ție frică. Deja iscoatele noastre știu că umple de vreo câteva zile prin munții Buzăului să ne cauți. Dar pentru că noi suntem oameni pașnici și bucuroși de oaspeți, iată, deși mândruțele noastre sunt plecate în sat să aibă grijă de copii, pentru că... Am mai găsit eu prin pădure mândruțe, s-a liniștit. Erau după floricele bănie, dar nu erau ale noastre. No. Așa că Peter. Este plăcerea noastră să te invităm să guști din pâinea noastră românească din Buzău cu sarea românească și cu vinul nostru de pietroasele. Da. Și să-ți urăm bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, artiști cu destine celebre, gustoasă și sănătoasă și vă felicit pentru că păstrați tradiția. Mulțumim foarte mult, încercăm să mergem pe urmele înaintașilor noștri, să zicem așa, din toate punctele de vedere. Iar pe această linie artistică avem exemple bune de urmat în județul Buzău. M-a sprit frumos, cu până și cu sare în țara mea. Unde de până am amintit? Eu zic așa, pentru că încă suntem la început de primăvară, da. Vremea este totul destul de răcoroasă, deși peisajul este foarte frumos, te invităm să, la Gura Sobrei să depănăm amintiri și să ne povestim multe lucruri într-un loc drag sufletului nostru, într-o casă unde noi ne simțim ca acasă, la Casa Putei. Eu zic să mergem. Da, 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 da,
să mă ascund, păsările vreau să aud, să mă încânt cu ele în când, ca așa face un haiku. Pradă și apoi odihnește, codru frate îl oprodește. Ia-uzi bă, primăvară, mama noastră, mai scoate frunza pe coastă, să stau și să mă ascund, păsările vreau să aud, să mă încânt cu ele în când, ca așa face un haiku. Pradă și apoi odihnește, codru frate îl oprodește. Ia-uzi bă, foarte frumos colțul dumneavoastră de suflet. Văd, ați făcut și focul. V-ați pregătit pentru această emisiune? Focul era necesar pentru că știm cu toții că începutul ăsta de primăvară este puțin capricios, dar și este binevenit pentru a fi atmosfera mai caldă. Deși sufletele noastre sunt, emană multă căldură și te privim cu multă căldură alături de noi, este nevoie și de un foc ca să ne aducă aminte de focul bunici. Telespectatorii noștri vă iubesc foarte mult, îi vom bucura astăzi în cadrul emisiunii de Destin Celebre, pentru că vă vom cunoaște și mai bine, vom depăna amintiri. Unde a început povestea dumneavoastră, domnule Constantin Ungureanu? Povestea mea a început în comuna Ungurinu, era comună pe vremea aceea. Acolo ați venit pe lume? Sigur că da, dar n-am stat acolo decât câteva săptămâni, pentru că locul meu de trai în timpul copilăriei a fost satul Pleșcoi. De fapt, comuna Pleșcoi era pe vremea aceea. M-am născut într-o duminică de 24 ianuarie. Zic sfântă, zic de sărbătoare mare, iată, duminica. Și exact la nunta unui frate de-al mamei. Mama n-a mai putut să stea la nunta respectivă, ci a trebuit să meargă la dispensarul din comună pentru a veni eu pe lume. Ați fost binecuvântat de către Bunul Dumnezeu și cu harul acesta de a cânta. Da, zic eu că am venit pe lume în sună de muzică de răutare. De aici zicem așa, dragostea mea pentru muzică, dar eu vreau să spun că se mândru că moștenesc părinții mei. Părinții mei cântau amândoi, mama fiind o interpretă de excepție. Da? Nu am știut. Iată, ați moștenit glasul de la părinții dumneavoastră. Mama v-a cântat din pântece. Sigur că da, sigur că da. Și îmi amintesc cu mare plăcere când părinții mei la masă, sâmbătă duminica, când eram împreună sau cu alții prieteni, cântau împreună cântece pe care le auzeau la aparatul de radio. Cum se numesc părinții dumneavoastră? Mama Maria și tatăl Vâlcea. Ați avut o copilărie frumoasă? Foarte frumoasă, fericită, sub imperiul cărților pe care le citeam și filmelor pe care le vedeam la cinematograful din sat. Nu cred că a existat pe degete numărul filmelor pe care eu să nu le fi văzut. Părinții mei m-au lăsat să mă cultiv, să zicem așa. Încă de mic. Sigur că da. Citeam foarte mult sub plapumă, ascultam teatre radiofonice foarte mult. Foarte multă muzică? Sigur că da, muzică, nu-ți mai spun, ascultam la aparatul de radio. Ce genul muzicare ascultam? În general populară, dar îmi plăceau foarte mult și intervenții de muzică ușoară, care apăruseră atunci când eu eram copil, Angela Similia, mai târziu Dan Spătaru, Constantin Drăghici, mă rog. Și alți interpreți foarte valoroși. Aurelian Andreescu, pe care cântecele dumnealor v-au legănat copilăria. O copilărie frumoasă, așa cum a spus dumneavoastră, îndestulată? Îndestulată pentru că aveam multă iubire în familie. Era o perioadă mai dificilă, să zicem, din punct de vedere economic. Tatăl meu era salariat la Schela Berca. Mama a fost casnică pentru că mi-a permis, să zicem, o stare de sănătate să mai lucreze.
a avut probleme de sănătate, mama dumneavoastră. Am avut această căldură familială foarte, foarte puternică și poate câteodată ne-a ținut loc și de foame. Mai aveți frați, surori? O soră mai mică cu 11 ani, locuiește la Constanța. Și Dunei nu cântă? Ba da, cântă, dar nu. Chiar când era studentă la facultatea de ASE, a făcut parte din vestita brigada artistică a ASE-ului. Deci a cântat, dar nu a profesat. Și mama v-a ascultat, l-a convins și pe tata dumneavoastră și s-a născut surioara, sigur că da, pe care o iubiți foarte, foarte mult. Foarte mult. Cu cartea v-ați împăcat bine. Foarte bine, foarte bine. Am fost un premiant întâi, mi-a plăcut foarte mult cartea, mi-a plăcut să învăț extraordinar de mult. De aceea am fost în general pe locul întâi. Părinții dumneavoastră au mai fost și exigenți câteodată? Da, tata era mai exigent, mă controla în fiecare zi, trecea pe la școală în fiecare zi să vadă ce note am luat, să vadă dacă corespunde ceea ce îi spune acasă, că în fiecare zi ce ai făcut, te-ai ascultat, ce note ai luat, nu știu ce. Mai... Se mai strecurau și minciunele câteodată? Au fost vreo câteva, și mai luam și câteva așa la spate. Fiind băiat, mai făceați și boacăne, nu? Boacăne mari n-am făcut. Am fost cumite ca o fată. Cristine, tu unde ai văzut lumina zilei? Eu aici în Buzău. Tu te-ai născut în oraș? Orășean, dar am copilărit până la 14-15 ani în satul mamei mele, la Bisoca, toată zona de munte frumoasă. Și acolo așteptam de fiecare dată să vină vacanța de vară, de când luam vacanță până veneam la toamnă, acolo îmi petreceam toată vacanța. Pentru că aveai acolo și foarte mulți prieteni de joacă, prieteni, da. Multă libertate, bunica ne făcea fel de fel de plăceri, tot ce voiam. Ție și mai cui? Mie și surorii mele, care este cu una mai mare ca mine, Mihaela. Și acolo găseam copilăria. A fost frumoasă copilăria ta? Foarte frumoasă. Părinții tăi cum se numesc? Dubina și Ionel Stanciu. Păcat că în ziua de azi nu cred că mai așa o copilărie ca și cum era odinioară. Oare de ce? Cred că timpurile. S-au schimbat vremurile, copiii îi țin uite pe lângă noi, bunicii sunt tot aici din oraș, nu mai avem care au câte un bunic la țară, dar s-au străbunit pentru cei mici. Și cât de cu minte a fost copilașul Cristine? Cu minte, da. Nu prea mă duc aminte să fie făcut așa. Nu ai și amintiri neplăcute din copilăria ta? Neplăcute. Cartea ai învățat? Am învățat. De mijloc. Chiar binișor până vreo 25 de ani. Nu ca domnul profesor. Nu ca domnul profesor, dar da. Liceu, facultate, am intrat primul în facultate, la Politehnică, la Brașov. Felicitări. Mulțumesc. Cu cine semeni mai mult? Cu mama ta sau cu tata? Fizic sau... Fizic. Cred că cu mama, cu mama. Și mai atașat de cine ești? De amândoi. În mod egal. În mod egal, da. Nu facem diferență. Foarte bine. Cornel, ție unde ți-a luminat chipul prima rază de soare? Eu m-am născut în comuna Lopătare, tot o comună de munte, în satul Ploștina, la Focul Viu, dacă cu siguranță ați auzit. E o zonă de munte, foarte frumoasă. Vis-a-vis de copilărie nu pot să mă laud ca și colegii mei. Ai fost mai necăjit? Nu pot spune mai necăjit, mai muncitoare, da. Părinții mei se ocupau cu animale, creșterea animalelor și nu am avut niciodată o vacanță să mă bucur din plin de vacanță. Deci am muncit de la vârsta de 6-7 ani. Și de joacă? Nu. Ne jucam cum puteam. Vedeam cu animalele, sigur, nu? Cum puteam, dar uitați că nimic nu este întâmplător și Dumnezeu așează și urmărește lucrurile în așa fel încât să ne bucurăm la o vârstă mai înaintată de celelalte frumuseți pe care nu le-am avut parte de ele
în copilărie. Mă mândresc că m-am născut într-o așa familie, Constantin și Maria. Vreau să spun că, cu mare plăcere, dintre noi trei, Cornel este cel mai spartan, cel mai bărbat dintre noi, cel mai care percutează cel mai mult la acțiunile fizice de organizare cu cai, cu armament atunci când mobilizarea de oameni atunci când avem de filmat. Probabil că și mai călit. Cristinel se ocupă cu partea tehnică. Fiecare avem partea noastră. Eu cu repertoriu și se știe la mănânt. Costumații. Dumneavoastră ce facultate ați terminat? Eu am făcut Universitatea de Muzică, Academia de Muzică București. De fapt, Facultatea Spiru Hared, dar am fost prima promoție, iar diploma mea a fost dată de licență, a fost dată de Academia de Muzică București. Thank you.
când ați urcat pentru prima dată pe scenă? La serbări, probabil. Cred că da. De la 4-5 ani când am fost la grădiniță, cu adevărat pe scenă am urcat în clasele primare, când la serbările se făceau la Căminul Cultural, când gemea Căminul Cultural de părinți să vadă copii. Și ce muzică? Muzică populară. Știați multe cântece? Foarte multe cântece din repertoriul Benone Simulescu și Ion Dălănescu. Au fost modelele dumneavoastră, dumnealor? Aș putea să spun. Sau mai aveți și alte modele? Da, îi apreciez foarte mult. De fapt, eu și prin natura profesiei apreciez tot ceea ce este frumos. Știu să discern valoarea unui cântec, a unei interpretări, un comportament într-adevăr de artist și când eram copil, într-adevăr, aceștia doi au fost cei care au fost mai aproape de sufletul meu, fiind și foarte difuzat la aparatul de radio. Eu n-am avut televizor decât când am fost în clasa 9. Dar dumneavoastră, încet, încet, ați dezvoltat talentul pe care l-ați primit de la bunul Dumnezeu. Sigur, am urmat după aceea liceul pedagogic din Buzău, un liceu extraordinar de bun, din toate punctele de vedere. Acolo, fiind adolescent, m-am apropiat mai mult de muzica ușoară, am început să compun. De ce mai mult de muzica ușoară? Așa erau acele serate muzicale sâmbătă seara la liceu sau la alte licee și ne mai duceam acolo. Am început să compun muzica ușoară, atunci am început învățat să cânt la chitară, am înființat formație de muzică ușoară. Ați fost autodidact? Da, am fost coleg de generație cu Mihai Arunceanu, modelam din punct de vedere vocal, ea fiind la liceu de artă, eu la liceu pedagogic, am participat împreună la foarte multe concursuri. Și a câștigat și foarte multe premii. Sigur că da. Pe unde ați fost la concursuri? Cele mai importante? La Râmnicu Sărat, nu știu dacă se mai ține, la București și unde le trimiteau cu liceele, întrecerea pe licee. Iar după aceea am fost repartizat la ca învățător deocamdată în orașul Pogoanele, ca să vorbesc de actualitate, unde am stat 16 ani. Acum am cunoscut, am făcut o activitate culturală extraordinară, am ființat un grup folk, era folkul pe atunci la putere, unul dintre cele mai bune din țară, în care cântam tot doine și balade, dar adaptate la folk. Cum s-a numit? Balada. Nu mai este în prezent. Nu. Păi nu mai e foarte multă vreme de când am plecat. M-a văzut și Adrian Păunescu la emisiune pe care îl făcea la județ. Am fost invitat să intru în cenac cu Flacăra. Și a fost? Nu am fost. A fost unul din trenurile pe care le-am pierdut. Mi-a dat Dumnezeu mai multe șanse. Dar câteva le-am pierdut. Din vina dumneavoastră? Exclusiv din vina mea. Așa, nu vreau să dau vina pe nimeni. Atunci când Păunescu m-a chemat la cenacul, nu m-am dus, că poate eram de seama interpreților consacrați de astăzi, cunoscând ceea ce știu să fac și cum să fac, zic și eu că n-aș fi fost ultimul din cenacru. Dar nu a fost să fie așa. Da. După aceea am refuzat să trec la profesionist, la muzică populară. Multe ansambluri din țară m-au invitat să trec la profesionist și nu m-am dus, am stat acolo. Am văzut de meseria mea și de activitățile frumoase pe care le făceam. Erați foarte atașat de catedră? Mi-am făcut datoria cu prisosință și chiar mi-au fost dragi și îmi sunt dragi copiii. Dar cântecul vă chema? Da, sigur că da. Iar mai târziu am înființat un grup de 30 de copii. Mi-am învățat să cânte la chitară și cântam tot doine și balade. Unicat în România, pe vremea când erau pionieri, ca da, să fiu mai explicit. Compuneați dumneavoastră? Tot ce s-a cântat în decursul timpului pe care copiii mei și când erau numai câte ce compuse de mine, fie de muzică ușoară, fie folk, fie popular. Care s-au bucurat de succes. Sigur că da. Și au ajuns și slagăre. Multe dintre ele. Multe dintre ele. Câteva dintre piesele mele pentru muzica pentru copii au intrat deja în așa zis folclora copiilor. Se cântă foarte mult și nu se mai știe autorul. Exact cum învățam noi la teorie din punct de vedere al folclorului. Thank you.
eu, măi, de necaduri trag mereu, măi. Cracovou, cel din jur, măi, datoriile mă ajung, măi. Plâng copiii mei de foame și o iau de nebun la vale. Merg la boier în sat, împrumută-mi de șansa că
când am fost la Pogoanele, să cunosc un mare dirijor, Nelu Toma. Vă referiți la Doina Vrancei? Doina Vrancei, sigur că da. Și împreună am fost îndrumat să culeg folclor, să compun cântece în gen folcloric. Și am avut piese aprobate în radio, am cântat la radio, mama mea era foarte bucuroasă când se primeau scrisori. Vorbea unui... Ați făcut și prima imprimări, sigur, la radio, la română, în ce an? În 82-83. De aceea am participat la emisiuni de televiziune și am scos și primul disc de vinil, da. Constantin Ungureanu. Cu câte cântece? Trei piese au încăput, chiar am micuț așa, au fost piesele mai lunguțe. Și un disc cu ansamblul Doina Vrancei, unde sunt și eu acolo împreună cu... O compilație. Da, o compilație. Au fost lucruri foarte frumoase. Din păcate, vă bucurați de succes atunci, dumneavoastră, da. Individual? Atunci, da. Deci m-am bucurat de succes mai multă dată parte decât în zona Buzăului. Eu n-am fost în perioada aceea invitat la spectacolele folclorice decât o dată sau de două ori. De ce? Păi, nu știu, spune-mi și mie de ce. Din cauza răutăților? Nu știu. Deranjați-vă dumneavoastră frumos? Construiați o carieră frumoasă? Probabil. Armata ați făcut? Am făcut armata cu mare plăcere, mi-a aduc aminte. Chiar lângă Otopeni, la transmisiune. Am fost foarte trist când am plecat în armată, că nu știam ce o să se întâmple, pentru că auzeam de la băieții mai mari, că acolo te iei de fumat, că o să duc... Perioada este foarte grea până la grea, așa. Și am plecat noaptea din Buzău și mare mi-a fost bucuria, m-am luminat la suflet când din autobuzul care ne-a dus de la gara de nord, am văzut lumină, credeam că unitatea asta va fi într-o pădure. Și am văzut multe, multe lumini și chiar vis-a-vis de gardul aeroportului Otopeni am făcut armata și am fost foarte bucur. Mai vedeam și noi avioane, mai vedeam stewardese, mai vedeam... Da. Până atunci, ați avut o prietenă? Am avut ca fiecare adolescent. Talentat? Da, eram căutat de fete. Vă căutau fetele pe dumneavoastră? Și așa. Prin dragoste nu se uită niciodată? Nu se uită niciuna până la urmă. Fiecare are frumusețea ei și ți-aduce aminte fără regrete de fiecare perioadă din viața noastră, dacă e să o luăm din punct de vedere al sentimentelor. Toate au trecut, important este ce este astăzi, pentru că astăzi avem o familie închegată, fericită, noi trei, pentru că vreau să spun un lucru pe care tu știi foarte bine și toți îl știu foarte bine. Vă referiți la familia nemuritorii. La familia nemuritorii și la familiile nemuritorilor, pentru că nimic din ce am făcut sau ce vom face nu s-ar fi putut face fără înțelegerea celor de acasă. Știi foarte bine că ca și artist trebuie să ai și suport, sacrificii și temporale și financiare și sentimentale. Nu ești tot timpul acasă când copilul e bolnav sau are nevoie și atunci ce faci? Trebuie să găsești un sprijin în spate. În spatele nostru stau trei femei cu mintea la cap și puternice și înțelegătoare și cărora noi le mulțumim. Unde ați cunoscut-o la soția dumneavoastră? Am cunoscut-o când eram la Pogoanele. Ea venise să suplinească pe catedra de franceză la școala unde eram eu și... Tot cadrul didactic și după ei? Nu, suplinitor atunci. Și am fost așa, fascinat de ea. Era micuță, slăbuță, foarte drăguță. Ați pus ochii pe dumneavoastră? Așa se poate spune. Și n-am mai lăsat-o. Nu. Și dumneavoastră v-a plăcut? Până la urmă m-a plăcut. Până la urmă. Da, ați dat un alt teren. Știi cum îi stă bine unei fete să nu se lase de prima dată așa, să facă puține nazuri. Și până la urmă ați cerut-o în căsătorie? Sigur că da. Ne-am căsătorit, ne-am făcut nuntă. Sigur că da. Părinții dumneavoastră s-au bucurat? Au plăcut-o? Da, din prima clipă, da. Nu la dumneavoastră? Sigur că da. Aveți copii? Din păcate nu. Ați spus din păcate nu și din păcate nu, pentru că așa a vrut Dumnezeu și eu vreau să spun așa, poate zic eu, din această cauză transpare și dragostea mea foarte mare pentru copii. Am lucrat cu foarte mulți copii, întreaga viața mea a fost dedicată copiilor
și zic eu ca în glumă, că dacă i-aș fi avut pe ai mei, m-aș fi săturat de ai mei și n-aș mai fi fost atât de atent cu ai altora, dar îmi plac foarte mult copiii și mi-au adus copiii mari satisfacții în activitatea de, de îndrumător, de compozitor. Au cumplut bunurile dumneavoastră din suflet. Sentimentul de tată a lipsit și vă va lipsi toată viața, dar aveți și cântecele dumneavoastră, aveți și copilul acesta care a crescut foarte frumos până în prezent, mă refer la nemuritorii, cred că este unul dintre darurile divine cele mai frumoase pe care dumneavoastră le-ați primit. Am dreptate? Da. Eu timp de 15 ani de când am venit în Buzău și pot spune fără teama de a fi interpretat greșit, am introdus muzica ușoară pentru copii și am câștigat tot ce se putea câștiga în concursurile de muzică ușoară din țară la vremea respectivă. La un moment dat, pentru că muzica etno începuse să se dezvolte foarte bine, eu, fiind un mare iubitor de muzică populară, am început să mă apropii de muzică populară și am compus cântece în stil popular pentru mai mulți soliști profesioniști, cum este Benone Sinulescu, Elisabeta Turcu, Geta Postolache, Ion Nicolae Datcu. Și atunci, la un moment dat... Pentru lume sonore din muzica populară românească. Și sunt bucuros, pentru că sunt piese care le-am cântând la dumneavoastră și mă bucur. De unde atâta inspirație? De la Dumnezeu. De unde? Dumnezeu lucrează pentru noi. Pentru fiecare, după cum merită, să zicem, nu? Așa este. Și la un moment dat am primit o propunere să merg ca și solist vocal la ansamblul Plaiurile Nioriței din Buzău. Am acceptat, acolo l-am cunoscut pe Cornel, căruia am și făcut mai târziu, după vreun an, propunerea să facem un... Ce facea Cornel acolo? Era solist. Eu tot solist de muzică populară în acest ansamblu, și eu și soția mea. Și acolo a venit domnul profesor cu propunerea, uite, am un proiect. Să-i spunem și numele soției. Da, Simona Brâncă, actual. Mult succes. Simona Diaconu se numea atunci. Practic, noi ne-am născut la școala populară de arte. Am făcut școala populară de arte împreună și am activat în cadrul acestui ansamblu. V-ați plăcut și v-ați căsătorit. Da. Bine, am făcut 3 ani școala împreună, eram cel mai bun prieten. Și după 3 luni de prietenie ne-am căsătorit. Ați cântat și în duet? Sigur că da. Avem și un album împreună cu 90% din piese compuse de colegul nostru, de domnul profesor. Da, și îi mulțumim acum. Și... ce să spunem, sunt copii fericiți, avem 3 copii. Să trăiască copii. Frumos, 2 fetițe și un băiețel. Poate vor cânta, cine știe. Cei mari, fetița, este clasa 6-a, da. Este, de fapt, amândoi sunt la liceul de arte, Margareta Sterian din Buzău. Cea mică, doar 5 anișori. Da, cum să spun, Dumnezeu le... așează pe trebuie de drumul, dar la fiecare după cum o să fie noroc. Zece ani am haiduci, zece
propus la un moment dat, de ce să fac cântece numai pentru alții și să nu cânt eu, să înființez eu un grup de interpret. Vă amintiți această idee sclipitoare? Da, da, da. Și l-am contactat pe Cornel. Eu vorbeam într-un fel serios. Nu știam că vom ajunge aici. Și atunci ne trebuia un al treilea personaj, pentru că am zis așa că numărul de trei dă mai bine ca și imagine și ca și suport reciproc de mersul artistic. Sora lui Cristi cânta deja cu mine de câțiva ani de zile și cântă și astăzi. Mihaela mi-a spus, fratele meu cochetează și el cu cântatul, a venit la un casting. Fără noroc, uite cum zicea și domn profesor, am avut norocul și am prins trenul acela. Da. Am dat ocazia, da. Iată și de atunci avem anul acesta împlinit 9 ani de când... Au trecut deja 9 ani de zile, da. De când s-a născut formația sau trupa, cum să spunem? Nu știu cum să zicem. Se folosește și termenul de trupă, se folosește și termenul de formație și de grup. Dumneavoastră care vă convine mai mult? Oricare, numai să fim... Să fiți pe placul oamenilor, sigur că da. Să transmiteți mesajele. Sigur că da. Am avut mare grijă ca în cântecele pe care le-am făcut să avem un mesaj. De fapt, fiecare cântec are un mesaj. De ce am avut așa un succes, să zicem? Este o falie pe care noi am pătruns. Majoritatea subiectelor cântecelor noastre sunt cele de factură socială. Ori oamenii simpli își văd într-un vers, într-un linie melodică, într-un cuvânt, parcă greutățile vieții. Și atunci, automat, l-ai câștigat de partea ta. Aveți un repertoriu foarte bogat. Bogat, sigur că da. Diversificat. Pe cele 10 albume sunt destule piese și avem destule piese pe care le avem în lucru, dar le vom pune în undă, cum se spune, pe parcursul timpului. De unde și până unde numele de neînvitori? Până unde de unde? Mi-ar fi plăcut foarte tare ca această formație să zice, se cheme Haiduci, dar pentru că la momentul respectiv exista deja trupa colegii de la București Haiduci, n-am putut să folosesc. Care este, sigur că da, niște băieți extraordinari, puteam să adaug în Haiduci un alt cuvânt, Haiduci, da, din Buzău, sau Haiduci Buzoin, sau, dar mi-ar fi dat bine. Și atunci, mai bine de o lună și jumătate, eu mi-am stors creiere împreună cu toate cunoștințele, toți oamenii pe care îi întâlneam. Eu sunt mare iubitor de istorie. Am spus și o spun cu mâna pe inimă, dacă n-aș fi fost atașat de muzică, eu eram arheolog. Istoric și arheolog. Și atunci m-am gândit să domnule, ce fac oamenii ăștia haiducii? Au fost practic niște oameni încertați cu legea la vremea respectivă. În istorie noi am învățat doar faptele bune ale lor. Eu sunt sigur că ei n-au făcut numai fapte bune. Au făcut și fapte, și fapte rele, da. Dar este bine ca să se păstreze ceea ce este mai frumos și au făcut bine. Și atunci, în armonie și cu alte figuri istorice la care eu visez și la care apreciez extraordinar de mult, am luat dicționarul, am luat denumirile grecești, latine, să găsesc ceva care să nu-mi placă. Și atunci totuși am ajuns la nemuritorii. Această sintagmă nemuritorii a prins foarte bine. Suntem nemuritori pentru ceea ce fac. Încă mie mi se spune, câteodată nu mai spune Ungureanu, nu mai spune Constantin, îmi spune nemuritorul și știe lumea despre cine e vorba. Și la costume, de unde v-ați inspirat? Costumele, nu știu, și de prin filme, și de prin cărți, și ce mi-a mai trecut mie prin cap. Am făcut așa o recuzită cât de cât retro, cu pistoale din astea așa de panoplie, cu cuțit, cu chimir, cu cizme. Am avut grijă ca la toate videoclipurile, în jur de 40 la număr, să nu lipsească calul, pe care eu îl consider unul cel mai nobil animal, alături de câine, pentru că eu consider că acest animal, calul, a dus omenirea mii de ani în spate și datorită lui ne aflăm noi aici.
mai dar nu știu dacă să nu știi de lumea toată că sunt supărat de soare. Cu căciuna după câine mai dar nu știu dacă să nu știi de lumea toată că sunt supărat de soare. Măi strici mare, pătrân cu ace covadă suică, altfel o să-ți ai butata și dau foc la creșmă. Mai trimit eu pe hangiță cu niște pui frii, că-mi e foame și-mi e sete, n-am vrut să mă duc. Sebi și Emma. Bărbățel de 4 ani, mulțumesc la fel. Soția ta cum se numește? Marinela. Cum v-ați cunoscut? Prin intermediul unui prieten, la câteva ieșiri așa prin oraș, atunci mai eram tânără, mai cu discotecile, mai cu așa.
Și așa ne-am cunoscut în 2011, rapid, într-un an am făcut nunta, în 2012 a venit și băiețelul pe lume, tot în 2012, și fetița acum în 2015. Este geloasă în momentul în care tu pleci de acasă, în turneu? La început mai făcea așa nazuri, să zicem. Știe domnul profesor ce știe, de aceea râde, dar s-a obișnuit cu ideea. Da, faptul că rămâne singură cu cei mici, că, dar acum îi mulțumim pentru înțelegere și... Și tu ești gelos. Nu, așa, nu înseamnă că nu iubești. 20-30% să zic. Gelosul de Cornel vorbește imediat, intervine. Râdem că atunci când eram în mașină și plecam și era proaspăt căsătorit, atunci primeam eu telefonul. Unde ești? Ce faci? Cu cine ești? Nu știu ce. Și nu erau răspuns la telefon. Îi râdeam, îi râdeam. Și el practic nu... Practic noi, cred că 60% din timpul petrecem împreună, mai mult decât cu familiile, și de asta ne cunoaștem atât de bine și... Vă împăcați foarte bine, sigur. Nu v-ați certat niciodată, nu? Nu? Mulțumim, Dumnezeu, nu. Răutățile nu-și găsesc loc. Nu zic că avem păreri contradictorii, dar suntem capabili și le-am spus de la început. Eu dacă spun o părere și are cineva altă părere să o spună, și alegem pe cea mai bună. Fără orgolii. Ne ajutăm, avem să mâncăm, nu avem să mâncăm, răbdăm toți de foame, are o bucată de pâine, o părțim în trei, petrecem împreună la greu și la bine, și astea sunt lucrurile care au făcut să stăm închegați până acum și sper să ne țină Dumnezeu mintea să mergem și de acum încolo. Să dea Domnul așa să fie. Trupa muritorii încă de la început s-a bucurat de succes? Aș zice că da. Cum a fost publicul? A fost receptiv la ceea ce oferea dumneavoastră muzical? O chestiune. Eram zorit la ansamblu și eu începusem deja să compun piese, să lucrez cu Cornel, că prima noastră apariție a fost la televiziunea din București, a fost pe 27 martie, în 2007. Dar cu câteva luni de zile a trebuit să pregătesc o piesă, două, trei, să văd cum sună. Și ne-a plăcut nouă, râdeam de stricam atunci când făceam repetiții noi într-o sală aici la Centrul de Cultură. Și după ce făceam noi programul de muzică populară, unde mergeam cu spectacole în județe, pe la hramuri, pe la sărbările astea populare, la sfârșit ieșeam și noi trei și cântam și noi două, trei cântece. Și am văzut că lumea marșează foarte bine la ceea ce spuneam noi, pentru că era un alt sound, o altă tematică, o altă prezență scenică, și asta ne-a dat curaj să dau telefon la București, la un post de televiziune, la o anumită emisiune, și să solicit prezența noastră acolo. Redactora respectivă, pentru că nu știam cum să ajungă acolo. Să vedem și noi ce putem să facem. Doamna redactor mi-a spus să-mi trimiteți materialul, să băgăm într-o comisie, să vedem dacă se ridică la standardele respective. Ce comisie, dragi prieteni? Publicul este comisia. Da, Aurelian, nu puteam eu să știu. Atunci am zis, doamne, nu vă supărați, eu sunt profesor de muzică, știu ce înseamnă muzică, eu aveți încredere în mine că nu vin acolo cu niște lucruri făcute așa alandala. Și atunci au acceptat și ne-am dus în prima emisiune cu două piese. Foarte mari emoții, eram trei speriați, afară s-a făcut... Eram trei speriați pe platoul acolo, platoul plin de dansatori, de soliști de marcă ai noștri, de muzică populară. Am cântat și eu fiind mai cu experiență mai multă decât băieții, tot timpul trăgeam cu ochiul să văd nu știu ce, cum se manifestă. Dăm voie să spun că am fost extraordinar de plăcut, surprins să văd că și soliștii respectivi și după aceea au spus prezentatorii că
cei din regie dansau pe cântecele noastre, lucrul ăsta mi-a dat un imbond. Și peste 2-3 săptămâni am făcut în așa fel încât să mai avem alte două piese și să mergem din nou. Ați căpătat încrederea în acest proiect extraordinar. Și am zis, haide să marșăm pe chestiunea asta. Și am mers în continuare să facem piese. După ce am făcut câteva piese, 5-6 piese, și am apărut de vreo 2-3 ori la televiziune, am fost contactat de directorul unei case de producție din Galați, pe care îl cunoșteam foarte bine de ani de zile și cu care am și colaborat în domeniul muzicii ușoare pentru copii. După 2001 am câștigat Mamaia Copiilor, prima ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii. Am câștigat un Aro, o mașină. Felicitări! Mulțumesc! Cu un cântec pentru copii. O mare bucurie pentru sufletul dumneavoastră. A fost momentul în care mi-a schimbat viața și dacă pot să spun că locuiam într-un apartament, am văzut apartamentul și mașina, mi-am luat un apartament mai bine, mai în centru. Și de atunci mi-a schimbat viața. De atunci am fost și mult căutat și de părinți și din județul Buzău și din țară să compun piese pentru copii și de aici au venit toate celelalte lucruri. Încrederea a crescut. Sigur că da. Știi? Și am fost contactat de Sorin Chelariu și mi s-a propus să colaborăm în domeniul discografiei. Lucru pe care l-am acceptat, iată, sunt 9 ani de zile când colaborăm cu această casă de producție, am fost foarte mulțumiți, am editat 10 CD-uri, un album de videoclipuri. Aceasta este zestea dumneavoastră, musicală. După 9 ani de zile, după dăruire. Sigur că da. Am avut și bucuria să primim tot de acolo 2 discuri de aur pentru vânzări, așa cum se obișnuiește. Am participat și participăm în continuare la sute și sute de spectacole. Aveți și 2 discuri de aur? Da, da. Felicitări! Mulțumim frumos! La 2 albume sau? La 2 albume diferite, da. Felicitări, felicitări, felicitări! Mulțumim Dumnezeu că ceea ce facem place publicului sau unei părți a publicului, pentru că nu poți să mulțumești pe nimeni, indiferent cine ai fi. Unde aveți ascuns izvorul? Nu știu, zic că în suflet. Iar cel mai mare critic al meu este soția mea, Valeria, care nu are ureche muzicală. Nu este nicio rușine acest lucru, pentru că nu am văzut-o cântând niciodată. Dar în momentul în care mi-a spus e bine, e sigur că e bine. Ce folos că am vorbit.
mai vin mormântul. Oasa, furca și toporul, astea au salvat poporul. Rupe-l, mă! Hoții, hoții, strigă hoții și se giftuiesc ca porcii. Chiar aseară mi-a fost înmânată, prietenul meu, scriitorul Gheorghe Petcu, membru al Uniunii Scriitorilor, s-a decis, în urmă cu câteva, de fapt un an și ceva, să scrie o carte despre mine. Cunoscându-mă foarte bine de 30 ceva de ani, știe foarte mult munca mea, devotamentul meu, ceea ce am realizat. Și atunci a spus, hai, nu vrei să așternim aceste lucruri într-o carte, să rămână pentru, ca și imbold pentru cei mai tineri care vor să urmeze, să zicem, o carieră din asta. Am purces la adunarea unor dovezi fotografice de povești de viață și această carte mâine sau poimine va fi dusă la tipografie. Am scris multe cântece, multe cărți, 11 cărți pentru copii. Cântece pe care am sute și am peste 400 de cântece înscrise la Uniunea Compozitorilor, cântece pentru copii. Eu predând în afara orelor de la școală și 15 ani muzica la grădiniță. Colegele mele aveau în planificare, de exemplu, pentru săptămâna viitoare, vorbind despre animale domestice, animale sălbatice, circulație, da. Așa. Ori eu, în săptămâna respectivă, veneam cu cântecul nou despre subiectul respectiv. Cum se numește cartea ascunsă a sufletului dumneavoastră? Iubire de oameni. Uite, mi-ai aruncat o minge la file. Uite ce spun eu. În fiecare CD am căutat să spun așa câteva cuvinte de suflet pentru ascultători. Și spun așa într-unul din acestea. Am visat și visez să pot face oamenii din jurul meu să-și cunoască sufletul, să uite umbrele nopții și să se bucure de soarele fiecare zile din șirul anilor căziți de Dumnezeu. Foarte frumos! Deci, aceasta este cartea sufletului meu, se cheamă Iubire de oameni. Este un păcat sufletul dumneavoastră? Da, păcat este, dar nu a dormit. Sufletul meu nu doarme niciodată, pentru că tinde să mulțumească alte suflete. Cornel, ce îți place la domnul profesor? Nu pot să spun anumite lucruri, că nu-mi plac. A fost și va rămâne pentru mine un model, pentru că diferența de vârstă este ceva între noi și întotdeauna am avut ce învăța de la dânsul. Cristina, ce nu i-ai spus niciodată? Ce nu i-am spus, nu-i spun niciodată. Pe rămâne secret. Nu, să fie în exclusivitate în cadrul de tine celebre. Și marca, să spun așa, la început, de când ne-am cunoscut, punctualitatea dânsului și ținea cu tot dânsul și mamă, la 12 și un sfert să fiți acolo. Este foarte exigent cu voi? Exigent, foarte punctual, cum a spus și colegul nostru și cu, nu numai cu noi, cu toată lumea. Dacă am stabilit o oră, deci rămâne trebuie, vorba-i vorba, ce discuție. Și cea la 12 și un sfert, la și 10 dânsul era acolo și... Este foarte organizat lui. Da. Foarte, foarte. Vă mai supără vărinții câteodată? Așa, cu de-astea de întârzieri, de una, de alta, dar într-adevăr, recunosc, sunt poate câteodată repezit, poate câteodată nervos, sunt puțin vulcanic, dar întrece, într-un minut întrece. Și nu fac lucrul acesta dintr-un resentiment față de cineva, ci din faptul că vreau să fie totul bine.
bineînțeles că nu o să reușim. Un impuls de moment. Sigur că da. În străinătate ați fost plecat? Am avut bucuria să mergem în Grecia, în Italia, în Spania, în Ucraina. Foarte mult ne-a plăcut și avem deja solicitări să mergem acolo, dar nu prea am avut când. Și foarte, foarte mult, dacă putem, în străinătate, în Republica Moldova. Unde se câștigă mai bine? În țară sau în străinătate? La fel. Dar nu trăim numai de muzică, deci fiecare avem... Tu din ce mai trăiești, Cornel? Eu sunt pădurar. Da, de 20 de ani. Tu ești și pădurar, tu, Cristinel? Inginer. Inginer. Până acum vreo 5 luni am lucrat la CFR. Acum ne reorganizăm, să vedem. Din păcate au fost restructurări și șomaj. Dumneavoastră, unde predați în prezent? La o școală gimnazială. În Buzău? Da, în Buzău. În Buzău. Am fost foarte mult ajutat de vis-a-vis de această activitate artistică de conducerea școlii sau conducerea școlii, pentru că sunt la două școli, și de colegi care m-au înțeles și m-au suplinit în anumite momente. Și marea mea bucurie este că am avut și o recunoaștere, să zicem, a comunității. În 2012 am fost făcut cetățean de onoare al municipiului Buzău. Felicitări! Și sunt mândru de chestia asta. Mulțumesc mult! Ce scrie pe diploma vieții? Să nu te lași niciodată și să continui, pentru că drumul este lung și lumea așteaptă mai mult de la tine. Cum ar fi fost viața ta, Cristinel, fără această familie care se numește Nemuritorii? Nu știi ce-ți rezervă Dumnezeu, nu știu cum ar fi fost fără Nemuritorii. Mai săracă? Fără Nemuritorii. Tu te-ai gândit niciodată? Cu siguranță mai săracă, dar... cum am zis, nu știu ce aș fi făcut, dar cu Nemuritorii, cum să zic, este pedestalul unde am urcat, adică cel mai de sus, până acum, locul 1 pentru mine. Și sperăm să ne țină Dumnezeu așa, să bucurăm lumea în continuare cu ceea ce facem. Cum vă descrieți pe soția dumneavoastră? Câteva cuvinte. Minionă, micuță de statură, un om extraordinar de deștept și nu fac niciun compliment gratuit. Este răbdător, este migălos, lucru pe care îl admir, eu nu sunt așa. Și poate că Dumnezeu ne ține apropiați unul de altul, pentru că unul este mai vulcanic, poate și mai aiurit așa în anumite momente, pentru că știți cum, da, cum sunt muzicieni și oameni de artă în general. Este un om calculat, un om care are răbdare cu mine, un bun gospodar. Ce nu vă place la dumneavoastră? Că... vezi tu, cu vârsta, mi s-au accentuat așa, zicem, accentele astea de nerăbdare. Mă supăr repede, dar nu cu răutate, nu cu intenție rea. Pentru că vreau să fac lucruri multe și repede. Ori poate nu toată lumea din jurul meu este dispusă sau poate să realizeze ceea ce vreau eu. Aveți mulți prieteni? Aș putea spune că da, poate unii sunt aproape de mine, dar eu mă bazez foarte mult pe prietenia celor pe care eu nu-i văd. Sau doar pe care îi simt așa prin atmosfera frumoasă pe care o simt atunci când, chiar când merg pe stradă. Sunt oameni care întorc capul după mine, sunt oameni care vor să mă atingă, sunt oameni care îmi spun că, virgulă, cu muzica mea adorm și se simt bine, sunt oameni care spun că cu cântecele noastre călătoresc sute și mii de kilometri. Ori astea sunt lucrurile care mă mulțumesc. Prietenii aceia care vin o săptămână, două? Sigur că da. O lună în viața ta și după aceea trebuie să fim. Nu, să fim oameni cu toți. Care este cea mai mare bogăție a omului? Discutăm înainte de sănătate. Sănătatea este cea mai mare bogăție și dacă pe lângă această sănătate Dumnezeu îți pune și un dram de noroc, atunci ești un om împlinit. Generațiile care vin după dumneavoastră sunt generații bune, din câte spuneți dumneavoastră. Da, sunt copii care plac foarte mult, foarte mult, dar viața este mai dură decât cu multă perioadă în urmă. Care este motoul tău, Cornel? În primul rând să fii serios, cinstit și vei reuși cu siguranță.
dacă aceste două pietre de temelie puse la bază, cu siguranță vei birui și vei răzbi în viață. Cristinel, cum te vezi peste 10 ani? Cu păr. Evident, nu cu părul lung. Așa, stând undeva la țară, la o căsuță așa frumoasă, cu copiii pe lângă mine, cu soția. Pentru că trebuie să fim corecți până la final, noi mai avem un coleg, cei trei haiduți sunt patru, de fapt. Trei nemuritori sunt patru. Avem un coleg care... Băiatul care cântă la orgă, nu? Da, cântă la orgă la petreceri private, dar cântă și cu noi, știe de repertoriu, are costumații, mișcări, tot. Suplinește pe Cornel și pe Cristi atunci când aceștia, din cauze obiective, nu pot satisface un spectacol, apariția într-o emisiune și așa mai departe. Este un băiat pe care l-am folosit și la filmări, cu care am mers și în străinătate, când a fost cazul, pentru că am întâmpinat la începuturi un impediment în această cauză. Cornel și-a scântit piciorul când aveam un spectacol la Moldova Nouă și atunci mi-am dus în doi, dar m-am simțit foarte stingeri. Oamenii nu au zis nimica, dar și atunci mi-a venit o idee, dar mă felicit pentru această idee. Ce urmează? Ce proiecte mai aveți în desfășurare? Mergem în continuare cu cântece pentru suflet, cu cântece nu abandonez, din contră vreau să scoatem de fapt un album numai cu cântece cu temă patriotică. Ne gândim în continuare la noi apariții scenice și în videoclipuri. Ne gândim să îmbrăcăm drumul ăsta pe care l-am parcurs cu noi imagini, pentru că, indiferent cine ai fi, intervine acea monotonie, da, din toate punctele de vedere. Și atunci, grija mea permanentă este să diversific tot timpul ceva. Și ne propusesem noi cu un an jumate în urmă, am și făcut așa câteva lucruri, să facem un film artistic. Scenariul este scris, așa cum spuneam, am construit la Ferrari, am comandat, am făcut 20 de săbi, am mai făcut decizme, costumație, haine pentru arnăuți, am luat de la uniforme de poliții și le-am, de alea mai vechi și le-am modificat. Ar fi ceva inedit. Este ceva inedit. Artistic. Dar autoritățile vă ajută aici în județ? Atât cât este posibil, dar fără bani. Am și făcut vreo două repetiții cu personajele respective, dar deocamdată nu știu cum vom ajunge să realizăm. Un vis frumos care a trebuit să devină realitate atunci când plecați la un concert. Ce nu lipsește din bagajul dumneavoastră? Avem tot ce ne trebuie, eu fac bagajul. Poate soția dumneavoastră. Dar aveți ceva de suflet acolo. Da, știu. Da. Este o mică cărțulie. Avem niște iconițe cu niște rugăciuni pe care ne le-a dat preotul Milea, un om extraordinar, cel mai... cel mai credincios, ca și zic pe ceilalți, dar nu între ce oamenii de credință ai Buzăului și ai țării, vreau să spun. Preotul Milea, căruia îi mulțumim.
concert ar fi fost mult mai searbă, da? Eu am început să cânt de la grădinițe, practic. Am moștenit tot, părinții mei au cântat, dar cum puteau fiecare la țară. Și întâi am început să studiez acordeonul. Eu cânt și cu acordeonul de la 11 ani. Felicitări! Da, mulțumesc frumos. Dar mi-au lipsit anumite, cum vă spuneam la început, studiam timpul necesar, da, pentru studiu, da, ți-a lipsit, da, pentru că mergeai cu fițele și am pe parcurs mi-am dat seama de anumite lipsuri. Tu ai regrete? Eu sunt mai tânăr. Dacă sunt cel mai tânăr, nu. Poate aș avea mai încolo, poate ar vrea 50-60 de ani. Sincer, acum nu am niciun regret. Dumnezeu le-au rânduit până acum toate la locul lor. Împlinit, mulțumit cu ceea ce fac. Până acum e totul bine. Am înțeles. Emisiunea noastră, încet, încet, se apropie de final. Trebuie să îmi puneți câte o întrebare mie. Cu ce nu sunteți împlinit pe plan profesional? Interpret, da, de muzică populară nu am fost cât a trebuit. Dar nu regret, pentru că am adus în casele oamenilor tineri foarte talentați, așa, am realizat emisiuni frumoase, i-am pus în valoare pe cei care au meritat. Câteodată am ieșit greșit, am crezut în oameni care nu trăiește, nu greșește, nu meritau, dar dacă am o neîmplinire este faptul că nu am fost mai des pe scenă și nu am cântat mai mult. Este o suferință a mea. Ai întâlnit de-a lungul carierei tale pildici pe plan profesional? Foarte multe pildici. Da? Păi să fii dat afară din televiziune de două ori, să fii interzis la o televiziune unde ai pus mult suflet, ani de zile și în prezent sunt interzis. Asta te-a întâlnit. Da. Toate aceste încercări m-au făcut să devin ca un zid. Dar asta este să mai departe. Mulțumesc. Trebuie să mă fie la... Eu nu vreau să-ți pun o întrebare, ci vreau să-ți spun așa, ca un om cu mai multă experiență, cel puțin din punct de vedere al vârstei, că fără să fac aprecieri de complezență, să te apreciezi pentru ceea ce faci și din punct de vedere al emisiunilor pe care le-ai făcut și tot ceea ce ai realizat în afara scenei, cum s-ar spune, sau pe o altă scenă, dintr-o altă perspectivă. Și vreau să spun de asemenea că eu, ca și muzician, apreciez repertoriul tău atât cât l-am ascultat eu și în spectacole și la emisiuni și cu alte ocazii, prin liniile melodice foarte unduite și foarte bine alese, o concentrare într-un ambitus nu prea mare a unei trăiri extraordinare, cu cuvinte foarte bine alese și foarte bine interpretate, datorită glasului tău foarte cald. Nu ai o voce explozivă, cum au alți interpreți, dar automat, de la primele acorduri, te lipezi de sufletul omului și spun lucrul acesta din perspectiva unor discuții cu alte persoane, oameni simpli, auditori, care, cei care nu judecă pe noi. Ești unul dintre personajele cunoscute și apreciate pentru ceea ce faci, pentru cântecul tău. Dincolo de faptul că, uite, am văzut emisiunea lui Preda și mi-a plăcut, că lumea, dincolo de faptul că ne-a invitat pe noi sau un alt solist, pe același nivel ești văzut și tu. Vă mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ați spus. Cristine, ce le spui telespectatorilor noștri în finalul emisiunii? Să fie cu ochii pe noi, să ne urmărească. Pentru că noi sperăm că le mișcăm acolo sufletul cu cântecele noastre, cu melodiile, cu videoclipurile noastre și să urmărească postul EtnoTV. Cornel, care este mesajul tău? Eu le doresc multă sănătate, le mulțumim dumnealor că au stat atâtea clipe împreună cu noi și cu dumneavoastră și la bună vedere cu toată lumea.
Doamne ajută. Domnule profesor Constantin Ungureanu, dumneavoastră... Pentru că noi, ca și ființe umane, suntem așa de diferiți și, cum spuneam, nu putem să o mulțumim prin ceea ce facem pe toată lumea sau așa, aș vrea să le mulțumesc totuși celor care ne apreciază ceea ce am făcut, să fie convinși că ceea ce am făcut, am făcut cu bună credință și din sufletul nostru. Și dacă noi suntem aici, în fața ta, la această emisiune, se datorează publicului, oamenilor, miilor și miilor de oameni care s-au simțit alături de noi în toți aceștia ani. Și le dorim sănătate, să le dea viața tot ce gândesc pentru ei, pentru că dincolo de ecran sunt niște suflete sincere pe care trebuie să le sensibilizăm. Unii mai puțin, alții mai mult, iar cei pe care noi am reușit să-i sensibilizăm, le mulțumim pentru că și-au dat votul prin audiența pe care ne-o fac. Iar pentru ceilalți care nu apreciază ceea ce facem noi, îi asigurăm că vom face în așa fel să-i câștigăm de partea noastră. O să îi cuceriți și pe dumnealor, dar 90% vă plac din această țară și nu numai. Cei care simt cu adevărat românește. Este frumos la dumneavoastră, la Han, au venit și oaspeți, a fost și puțin gălăgie, dar unde este gălăgie, este și bună dispoziție. Gălăgia este nu atât din partea consumatorilor la Han, ci a faptul că haiducii noștri din ceată, unii au grijă de animale, alții se aprovizionează la bucătărie cu bucate, pentru că vom face o masă mare după această emisiune, așa că trebuie să înțelegem. Suflet, pentru că m-ați primit și în casa sufletelor dumneavoastră. Și mai poftește și altă dată. Vă doresc succes și vă apreciez foarte mult pentru tot ceea ce faceți pe drumul cântecului. Mulțumim la fel. Dragi prieteni, firea scrisă astăzi în cartea emisiunii Destine Celebre a fost semnată de către formația Neitorii. Noi ne revedem duminica viitoare, tot la orele 13. Până atunci, vă doresc multă sănătate și să aveți dorințe împlinite alături de cei dragi. Și nu uitați, vă iubesc, Doamne ajută! Luat eu pe spinarea mea.
casei de mă bag în bar. Cât o fi să mai trăiesc, nu știu de nimic. Viața să-mi trăiesc, măi frate, că doar sunt voinic. Puțit, aș puțit, puțit, cu prânsele de argint. Am să-ți fac teacă din piele, din spinare de boie. Și-un pistol cu glon de argint, am să port eu la chimir. Să mă știe boierii mea. Să pot eu la chimie, să mă știe boierii mea.